România are nevoie de muncitori calificați în multe domenii, în special după aderarea la Uniunea Europeană, ocazie cu care milioane de români au plecat peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Soluția temporară este înlocuirea acestora cu muncitorii asiatici. Numai în acest an vor fi eliberate peste 100.000 de permise de muncă. Nu se știe însă pentru cât timp vor rămâne muncitorii străini în țară. Muncitori din Nepal, India, Pakistan sau Filipine. Cei aflați în fața biroului de imigrări de la București au plătit fiecare câte 6.000 de euro agențiilor de plasare a forței de muncă din țările de origine pentru a putea veni legal în România. Au viză, dar nu și permis de ședere. Vin aici să stau la rând de 2 luni, dar nu primesc permisul. Ce se întâmplă? Biroul de imigrări este depășit de noua strategie a guvernului. România vrea să acorde anul acesta 10.000 de permise de muncă cetățenilor din afara spațiului comunitar. În 2017 au fost eliberate doar 5.500 de autorizații. De la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, există o penurie tot mai mare de muncitori. Stațiunile de vacanță de la Marea Neagră au nevoie de personal. În întreaga țară ar mai fi nevoie de o jumătate de milion de angajați. Nicolae Bucovala administrează mai multe hoteluri în Constanța. Pentru el, marea majoritate nu prea au lucrat. Mi se spun de câte firme că au contactat că au lucrat pentru Baico. Nu au lucrat fizică sau dacă au lucrat, nu pe posturile pe care îi vrem noi. Nicolae ar avea nevoie urgentă de mai mulți angajați. Ai pus puțină sare în ou? Ai pus sare? Ok. Udayanga și colegul său Samir sunt din Sri Lanka. Astăzi pregătesc un preparat românesc. De când am venit aici, am învățat multe despre mâncarea românească. Este al doilea lor an în România. Neobișnuit și un noroc pentru firmă. Cură foarte mult că ei doi au rămas aici. Spre deosebire? Spre deosebire de ceilalți care au plecat. Pentru că ne este mult mai ușor, s-au acomodat și nu trebuie să o luăm iarăși de la început să învățăm alte persoane. Mulți ar folosi România ca punct de plecare în Occident, fără documente, explică șeful de personal. Udai vrea să rămână. Salariul este de 500 de euro lunar. În plin sezon, lucrează zilnic și trimite aproape toți banii familiei rămase în Sri Lanka. Împarte camera cu colegul lui și știe că Occidentul este tentant pentru alții, fiindcă salariile sunt mai mari. Nu departe, muncitori din India construiesc un complex de locuințe de lux. Condițiile de muncă sunt dure. În plus, 5 oameni împart o încăpere, ne spun ei când oprim camera video. Și nu toți vor să-și rămână aici pe termen lung.